seara și bine te-am găsit la o nouă emisiune Este Posibil. Vom începe un ciclu de emisiuni apropo de inteligența, de inteligență și mai ales de inteligența emoțională. Până în anul 1990 nu se știa nimic despre inteligența emoțională sau se presupuneau câteva lucruri, dar nu știau nimic. Și psihologii Peter Salevi și John Mayer, ei au pomenit prima oară acest termen. Până atunci oamenii credeau că știau că există mai multe feluri de inteligență, însă nimeni nu dădea vreo importanță acestui aspect. Și m-am gândit că, adică am observat că nici acum nu prea se dă mare importanță inteligenței emoționale sau acestui aspect al inteligenței noastre. Însă să vedem ce înseamnă inteligență, în primul rând. Ca și definiție simplă. Se spune că inteligența este capacitatea unui organism viu de a se adapta unui mediu nou. Asta este cea mai simplă definiție a inteligenței. Adică capacitatea unui organism, oricare organism viu, nu e vorba doar de noi, de oricare organism viu, capacitatea lui de a se adapta unui mediu nou, înseamnă inteligență. Deci, totul este inteligent, tot ce ne înconjoară, tot ce este viu este inteligent. Universul ăsta este inteligent, totul este inteligent. Numai noi avem senzația că doar noi suntem inteligenți, ceea ce este fals. Tot ce ne înconjoară are un nivel sau mai mic sau mai mare de inteligență. Însă pe noi ne deosebesc câteva facultăți mentale. Și apropo de inteligență, tocmai asta ne deosebește. Faptul că avem sau suntem capabili de așa zisă inteligență emoțională. Ce înseamnă asta? Care e definiția inteligenței emoționale? Adică am căutat să sintetizez din mai multe locuri și să găsesc o formulă, o definiție pentru inteligența emoțională. Spune că inteligența emoțională este abilitatea de a identifica, înțelege și gestiona stări și sentimente, atât ale noastre cât și a altora, în vederea creierii unei relații armonioase, atât cu noi înșine, cât și cu ceilalți. Cam asta ar fi, pe scurt, definiția inteligenței emoționale. Iar conform statisticilor, componenta emoțională, conform statisticilor recente, componenta emoțională este de două ori mai importantă decât abilitățile, eu știu, tehnice sau intelectuale. De două ori mai importantă. Toată Lev Tolstoi spune o chestie foarte importantă. Zice că toată lumea vrea să schimbe pe toată lumea, însă nimeni nu vrea să se schimbe pe sine. Iar Jim Rohn are un citat foarte, de fapt două citate foarte interesante. Spune că dacă vrei ca lucrurile să se schimbe, tu trebuie să te schimbi. Dacă vrei ca lucrurile să fie mai bune, tu trebuie să devii mai bun. Și cel mai bun lucru pe care cred eu că îl putem face este să dăm atenție acestui aspect al nostru. Cei mai mulți cred că, din câte am văzut eu așa, cei mai mulți cred că inteligența cognitivă sau IQ este responsabilă de succesul sau eșecul nostru. Însă acest lucru este fals, total. Am văzut oameni cu un IQ extrem de ridicat care nu fac nimic, adică nu sunt buni de nimic în piață. Au o anumită valoare, dar nu au o valoare de piață. Valoarea de piață este dată de inteligența emoțională. Inteligența cognitivă sau IQ, eu știu, contează în proporție de 20%, să-i spunem așa. 80% din succesul sau eșecul nostru ține de EQ, adică emotional quotient, adică de inteligența emoțională sau de maturitatea noastră emoțională, de capacitatea noastră de a înțelege
propriile stări și sentimente și trăiri și de a le gestiona și de capacitatea noastră de a relaționa cu ceilalți, înțelegând trăirile lor, înțelegând sentimentele lor. Ok? Potrivit mai multor surse, inteligența emoțională presupune existența a cinci abilități. Cinci abilități. Adică, identificarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, utilizarea emoțiilor, of course, și gestionarea emoțiilor. Astea sunt patru abilități foarte importante, însă mie mi se pare că una dintre cele mai importante abilități este acceptarea emoțiilor. Ok? Deci, cele patru sunt mai ușor de rezolvat. Însă cu acceptarea emoțiilor este mai dificil. Mai ales că în proporție de 95% din gândurile din fiecare zi, o proporție mare, adică 95% din gândurile din fiecare zi, sunt negative. Ce înseamnă asta? Gândurile negative, bineînțeles că declanșează emoții negative, nu? Și de ce este esențială acceptarea emoțiilor? Pentru că de cele mai multe ori când avem de-a face cu emoții negative, nu este suficient doar să le identificăm și să le înțelegem pentru a reuși să le gestionăm, ci în astfel de momente putem să facem unul din două lucruri. Putem să descărcăm aceste emoții într-un mod controlat, să-i spunem așa, adică pentru a le gestiona. În primul rând le acceptăm. În al doilea rând le descărcăm într-un mod controlat. Ce înseamnă într-un mod controlat? Înseamnă, să te ceri cu perna, înseamnă să dai într-un sac de box, înseamnă să strigi la un pom, la un tufiș, însă dacă nu facem lucrul ăsta, dacă nu gestionăm lucrurile în acest fel, dacă nu descărcăm aceste emoții, avem tendința să le reprimăm, să le ascundem, să le punem undeva, să le pitim cumva, să punem o fațadă calmă, destinsă, însă în interiorul nostru ascundem o groază de emoții. Și ce fac emoțiile reprimate? De obicei se exprimă. Nu? Mai devreme sau mai târziu. Pentru că e ca o oală sub presiune. Adică nu poți să pui acolo și să speri că nu o să explodeze. Nu? Adică mi se pare naiv să crezi chestia asta. Și atunci la un moment dat vor exploda. Cum explodează? Pot exploda necontrolat. Adică ne vărsăm nervii pe cine nu trebuie, când nu trebuie sau unde nu trebuie. Deci asta ar fi o variantă. Și se întâmplă lucrul ăsta. Tot ce e necesar e un declanșator. Și atunci ai văzut, stai cineva calea, apare declanșatorul, ăla e un declanșator, nu? Ai deja în tine acumulate o groază de emoții negative și ce faci? Începi să urli, începi să zbieri, începi să te agiți, începi să te enervezi, începi să iasă toate aceste emoții la suprafață. Ok? Pentru că ele... E necesar să iasă la suprafață. Da, n-au cum să rămână acolo forever. Pentru că n-au cum. La fel cum n-ai cum să pui prea multă presiune într-un recipient, așa n-ai cum să pui, să ascunzi, să pitești o groază de emoții negative în inconștient. Pentru că nu se poate. E același tipar. Ele trebuiesc exprimate mai devreme sau mai târziu. Deci asta ar fi una. Și al doilea, în momentul în care reprimăm emoțiile, se mai întâmplă un lucru destul de negativ sau poate mai negativ decât primul. Adică acestea somatizează. Acestea afectează, ne afectează organele interne, diverse organe interne și apar boli. Și se spune că sunt cel puțin 75% din boli sunt au origine emoțională. Ok? 75% din tot ceea ce se întâmplă în corpul nostru, apropo de dezechilibre și boli, au o origine emoțională, ceea ce e un procent nemaipomenit de mare.
noi de obicei prin inteligența emoțională înțelegem exprimarea emoțiilor, ceea ce este sănătos și, bineînțeles, recomandat. Dar să nu confundăm exprimarea emoțiilor cu a da frâu liber emoțiilor. Okay? Pentru că ăla nu e nici sănătos, nu e nici recomandat. Pentru că noi, la noi asta e tendința. Să mergem în extreme. Ori le reprimăm, ori ne gândim, sau eu știu, cineva ne spune, trebuie să-ți exprimi, domnule, emoțiile. Dă-le frâu liber. Păi n-ai cum să le dai frâu liber, pentru că atunci descarci emoții negative în mod necontrolat. Și este posibil ca să descarci acele emoții negative undeva în care nu este tocmai bine să faci lucrul ăsta, nu? Poate nu e tocmai legal sau poate nu e tocmai, eu știu, etic sau poate... Dar de aceea nu este bine să dai frâu liber emoțiilor. Este bine să gestionezi emoțiile, să controlezi emoțiile, să accepți emoțiile. Nu să le dai frâu liber, le gestionezi exprimându-le într-un mod controlat, într-un mod conștient. Okay? Totul stă în găsirea unui echilibru în acest sens. Okay? Ca în orice, totul stă în găsirea unui echilibru. Eu ce spunea Aristotel, spune o chestie foarte interesantă. Oricine poate deveni furios, e simplu. Nu? Dar să te înfurii pe cine trebuie, când trebuie, pentru ceea ce trebuie și cum trebuie, nu e deloc ușor. Nu? Toată lumea se înfurie. Deci, toată lumea, eu mă înfurii, nu? Și am o anumită cultură în sensul ăsta, am o anumită înțelegere în sensul ăsta și am tendințele astea. Însă aia nu înseamnă că reprim emoțiile astea sau că le exprim într-un mod necontrolat. Se întâmplă foarte rar să exprim aceste emoții într-un mod necontrolat. De obicei, am un sac de box sau fac antrenamente destul de dure sau merg prin pădure sau mă descarc în orice alt fel. Însă nu dau niciodată frâu liber emoțiilor. În primul rând le accept. Știu că sunt ale mele, știu că se petrec în mine, nu în afara mea. Știu că originea emoțiilor este în mine. Iar interpretarea unui eveniment ține tot de mine. Și înțelegând lucrul ăsta, știu că eu sunt cel responsabil și nimeni altcineva. Pentru interpretarea unui eveniment, pentru emoțiile pe care le simt apropo de un eveniment. Și atunci le accept ca fiind ale mele. Că le descarc, asta e altă poveste, însă le descarc de cele mai multe ori într-un mediu controlat. Okay? Și o să vedeți ce mai încolo, o să vedeți ce înseamnă un mediu controlat sau o să vedeți ce înseamnă să crești un pic acest nivel de inteligență emoțională. Inteligența emoțională nu înseamnă să reprimi emoțiile și nici să le dai frâu liber. Ea reprezintă capacitatea ta de a le gestiona. Ok? Toți avem emoții, însă puțin le gestionează. Majoritatea, din păcate, nu înțeleg lucrurile astea și nici n-au de unde să le înțeleagă. Pentru că literatura este relativ nouă, adică din anii 90, a trecut destul timp, însă nu suficient de mult timp pentru a fi cunoscute în masă. Okay? Lumea a auzit de ele, de inteligența emoțională și de gestionarea emoțiilor, însă foarte puțini au studiat aspectul ăsta sau i-au dat importanță. Okay? Acum se pune accent încă pe inteligența cognitivă. Ok, care sunt componentele inteligenței emoționale? Și avem doi oameni, am luat două variante de componente ale inteligenței emoționale, a lui Raven Baron și a lui Daniel Goleman. Nu? Daniel Goleman, Inteligența emoțională, e o carte pe care o recomand să o citească toată lumea, e o carte excepțională și
E o carte care te pune pe gânduri și te pune la treabă. Ok, ce spune Raven Maron? El ne prezintă următoarele componente ale inteligenței emoționale, adică 6 componente. Primul este aspectul intrapersonal, adică ceea ce ține de noi înșine, de interiorul nostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă conștientizarea propriilor emoții, care presupune să trăiești experiența prezentă și nu ceea ce ai trăit în trecut. Nu? Să trăiești acum. Să conștientizezi ceea ce se întâmplă acum, în momentul de acum. Mai înseamnă optimism și asertivitate, înseamnă respect, considerație pentru propria persoană, înseamnă autorealizare și înseamnă independență, în final. Acest aspect intrapersonal. După aia avem aspectul interpersonal, adică relația cu ceilalți. Aici avem empatie, adică capacitatea noastră de a ne pune în bocancii celuilalt, nu? Și relații interpersonale, tot felul de relații interpersonale și responsabilitate socială. Al treilea component ar fi adaptabilitatea și aici avem rezolvarea problemelor și flexibilitate. Al patrulea, controlul stresului, controlul stresului, adică toleranța la stres și controlul impulsurilor. Și mai avem unul apropo de dispoziție generală, dispoziția noastră generală. Ce înseamnă asta? Fericire sau optimist? Optimist. Daniel Goleman are o viziune aproximativ la fel, însă pune lucrurile într-o lumină diferită, eu știu, mai simplă, mai ușoară din perspectiva mea. Spune că inteligența emoțională are 4 componente. Autocunoașterea, care înseamnă autocunoaștere emoțională, autocunoaștere realistă și corectă și încrederea în sine. Autocontrolul, care înseamnă autocontrol emoțional, înseamnă transparența și menținerea integrității, înseamnă adaptabilitate la schimbare, înseamnă orientarea către resurse, inițiativă și optimismul și perspectiva. Al treilea ar fi conștiința socială, adică conștiința de grup. În asta intră empatie, adică simțirea sentimentelor din perspectiva celorlalți, și un interes real față de sentimentele celorlalți. Al patrulea este managementul relațiilor interpersonale, adică dezvoltarea altora, a abilităților altora. Asta ține de coaching și de training, nu? Adică ceea ce facem aici. Și leadership inspirațional. Ok? Mai sunt câteva aspecte. Apropo de acest management al relațiilor interpersonale, adică poți deveni un catalist al schimbării, inițiezi și manageriezi schimbarea, ai o capacitate, îți crește capacitatea de influență, crește capacitatea de management al conflictelor, adică negociere și rezolvarea disputelor și mai ține de lucrul în echipă. Nu? Lucrul în echipă și colaborarea, cooperarea. Primele două componente din clasificarea oferită de Daniel Goleman sunt privite ca și componente personale ale inteligenței emoționale, pe când celelalte două sunt privite ca componente sociale ale inteligenței emoționale. Dacă urmărim și analizăm ambele abordări, reiese că avem 4 componente importante ale inteligenței emoționale. Care ar fi aceste 4? 1 este identificarea și înțelegerea mai bună a propriilor emoții. Al doilea este gestionarea eficientă a propriilor emoții și creșterea semnificativă a calității vieții. A treia este înțelegerea mai bună a celor din jur, a emoțiilor lor și o conviețuire și un grad ridicat de confort, okay? Apropo de
conviețuirea cu ceilalți. Și a patra, crearea de relații mai bune la orice nivel cu cei din jur și creșterea productivității și a imaginii personale. Și a eficienței, bineînțeles. Cum știm că avem o problemă la acest capitol, adică inteligența emoțională? Eu, după părerea mea, cred că primul lucru ca să rezolvăm o problemă este să acceptăm că avem o problemă. Noi de obicei ne ferim să acceptăm că există o problemă. În momentul în care acceptăm că avem o problemă sau că există o deficiență, să-i spunem așa, nu neapărat o problemă, atunci este jumătate rezolvată. Nu? Și majoritatea fac tot soiul de teste apropo de inteligența emoțională, care sunt ok, dar e un joc, e o chestie, nu le luați prea în serios, cum nici testele de IQ nu trebuie luate prea în serios, pentru că depinde de context, depinde de groază de factori, depinde de cât de obosit ești, depinde, nu? Și n-ai de unde să știi exact. Poți să știi cu aproximație, dar nu exact. La fel și mai ales la testele de inteligență emoțională, unde tendința noastră este nu de a răspunde așa cum suntem noi la acele întrebări, ci de a bifa întrebările care credem noi că ar fi bune. Ci cum credem că ar trebui să fie, nu cum suntem. Noi avem această tendință să ne auto-înșelăm, auto ne prostim singuri. De ce? Habar n-am. Dar sinceritatea se pare că începe cu tine însuți. Întâi să fii sincer cu tine și după aia poți fi sincer cu ceilalți. Sau, eu știu, onestitatea, să fii onest cu tine și după aia cu ceilalți. Noi avem tendința asta de a ne minți singuri, de a ne, înșela singuri. Dar avem pretenția ca ceilalți să nu mintă sau să nu înșele. Dar noi ne mințim și ne înșelăm singuri. Dacă facem un astfel de test, am văzut lucrul ăsta. De ce spun asta? Pentru că și eu am tendința aia. Nu? Și eu la fel ca și tine, la fel ca oricare. Avem tendința să răspundem sau să bifăm întrebările care ni se par nouă că ar fi ideale, că așa ar trebui să faci. Nu pe care le faci. Adică nu se bazează pe comportament efectiv, ci se bazează pe un ideal. Okay? Și de-aia s-ar putea să nu iasă un test. Însă cel mai bun test pentru inteligența emoțională este autoanaliza, să fii sincer și corect cu tine, să te autoanalizezi, să vezi comportamentul tău în anumite situații, să devii conștient de emoțiile tale, să devii conștient de anumite lucruri și atunci, cu siguranță, vei deveni conștient și de maturitatea ta emoțională, de nivelul tău de inteligență emoțională. Însă să vedem ce ar fi necesar să urmărești pentru a ști unde ai de lucrat. Pentru că sunt niște lucruri și eu am scos niște lucruri aici la care eu am lucrat, la unele mai am încă de lucru, nu? Însă nu, eu nu sunt perfecționist. Eu tind către perfecțiune. Dar nu mă aștept niciodată să ating perfecțiunea, pentru că mi se pare o chestie utopică. Și atunci caut să fie o versiune mai bună în fiecare zi. Așa te sfătuiești și pe tine. Nu să cauți să fii perfect sau perfectă, pentru că n-ai cum. Nu? Și nici n-ar fi fun, n-ar fi nimic interesant să devii deodată perfect și pe urmă ce faci? După aia ce mai faci, nu? După ce devii perfect. Așa, mai bine să existe întotdeauna, să fii perfectibil. Aia este cel mai important. Să fii învățabil. Aia mi se pare mie o chestie nemaipomenită. Okay? Și unde am putea lucra? Păi gândește la următoarele aspecte. Gândește, cauți mereu validare. Deci de câte ori faci un lucru, cauți validare, cauți repede un feedback. Ce crezi despre chestia asta? Ce putem face în legătură cu asta? Nu? Cauți validare. Nu accepti singurătatea. Te deranjează când ești singură sau singur? Nu? Simți mereu nevoia de a controla dacă... Simți nevoia de a controla tot? Nu? Ți-e greu să delegi? Nu accepți criticile? Nu? E greu să accepți o critică?
Eu sunt de acord cu criticile. Condiția să nu fie răutăcioase. Dar criticile sunt bune. Critica e un feedback. Nu? E o părere, e o opinie. Nu trebuie să le iei mereu în serios, dar dacă nu le accepti și te deranjează, atunci ai o problemă în sensul ăsta. Îți e frică de eșec, îți e frică să începi ceva pentru că îți e frică că vei eșua. Ai dificultate în păstrarea calmului? Eu am câteodată. Ai dificultăți în amânarea, în amânarea recompenselor, adică vrei să obții numai recompense imediate? Și te deranjează lucrurile dacă sunt mai, pe termen mai lung. Fugi de luarea deciziilor, le amân cât mai mult posibil. Nu? Asta e un semn. Ai obiceiul de a-ți imagina anumite scenarii care îți provoacă îngrijorare, agitație, de cele mai multe ori fără niciun motiv întemeiat. Am avut și eu de mult, s-a terminat asta, am încheiat-o, însă oamenii au tendința asta de a avea scenarii în cap care nu se întâmplă niciodată. Apropo, drobul de sare, nu? Simți nevoia excesivă de siguranță, ai dificultăți în depășirea zonei de confort, ai anumite temeri neîntemeiate, nu? Ai stări de melancolie, adică ai mai caz din când în când în oala cu melancolie și rămâi acolo. Treci brusc de la o stare de fericire la una, la invers, în partea cealaltă. Nu? Treci brusc acolo. Dacă te regăsești în una sau mai multe din aceste, eu știu, componente, din aceste lucruri, ar trebui să te gândești, să te autoanalizezi, să fii cinstit, să fii onest cu tine, să vezi unde sunt, unde ai aceste probleme și să analizezi aceste lucruri. Pentru că numai conștientizarea face extraordinar de mult. Conștientizarea acestui lucru face extraordinar de mult. Să devii conștient sau conștientă de propriile emoții. Să devii conștient sau conștientă de propriile lipsuri. Ok? Nu e nimic rău în asta. Așa cum am spus, nu suntem perfecți. Suntem perfectibili. Ideea e să fii învățabil sau învățabilă, să accepți lucrurile, să-ți dorești să crești în fiecare zi. Apropo de starea aceea de fericire de care spuneau oamenii ăștia și bucurie și împlinire, asta vine din progres. Scrie acolo undeva, progres egal fericire. Progresul este echivalent cu fericirea. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu progresezi pe orice plan, adică dacă progresezi, apropo de inteligența emoțională, dacă îți crești nivelul de inteligență emoțională, cu siguranță vei avea o satisfacție nemaipomenită. Deci satisfacțiile cele mai mari nu vin din obținerea unor lucruri. Ok? Satisfacțiile cele mai mari vin din creșterea ta, din dezvoltarea ta și din contribuția ta. Deci, în momentul în care tu vezi că ai devenit o versiune mai bună, în momentul în care vezi că înțelegi anumite lucruri, în momentul în care vezi că ești stăpână pe tine sau stăpân pe tine în anumite situații, satisfacția este incredibilă și e incomparabilă cu, eu știu, dar cu faptul că ții o mașină sau cu faptul că îți cumperi nu știu ce. Alea durează o săptămână, durează o lună. Pe când satisfacția faptului că ai crescut, că ai devenit ceva mai mult, că înțelegi lumea mai bine, este cu mult mai mare. Ok? Acum, ca să devii conștient de lucrul ăsta, este ușor intelectual. Însă ca să-l aplici, nu? Este mai dificil. Dar e posibil. Îți spun pentru că am făcut și merită efortul. Am făcut lucrurile astea. Merită efortul. Merită și tu meriți. De ce? Pentru că există măreție în tine. Îți mulțumesc și îți doresc o săptămână incredibilă.